Se aplică amenzi usturătoare pentru cei care ard vegetația uscată sau resturile vegetale în comuna Giroc. Vă reamintim că arderea vegetației uscate și a resturilor vegetale este strict interzisă, dacă nu se impune ca o măsură excepțională în cazuri de carantină fitosanitară pentru prevenirea răspândirii unor boli sau dăunători specifici, conform standardelor privind bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor. De asemenea, nu întreprindeți acțiuni care pot provoca aprinderea altor materiale combustibile pe domeniul public sau pe terenurile pe care le aveți în proprietate, fără respectarea interdicțiilor privind focul deschis. Arderea resturilor vegetale conduce la afectarea calității solului și a aerului înconjurător, la punerea în pericol a vieților omenești, contribuie la emisiile de gaze cu efect de seră și la producerea de disconfort populației și, în cazul fermierilor, poate conduce la reducerea cuantumului lui subvențiilor de către APIA. Nerespectarea prevederilor legale privind interzicerea arderii miriștilor, stufului, stufărișului sau vegetației erboase constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 7500 de lei la 15.000 de lei pentru persoane fizice și de la 50.000 de lei la 10.000 de lei pentru persoane juridice. În același act normativ este menționat că arderea miriștilor, stufului, stufărișilor și vegetației erboase din arile protejate și de pe terenurile supuse refacerii ecologice, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă dacă a fost de natură să pună în pericol viața ori sănătatea umană, animală sau vegetală. Vă rugăm să țineți cont de toate cele menționate mai sus și să respectați toate normele privind protecția mediului care interzic arderea miriștilor și aresturilor vegetale. Transmite viceprimarul Comunei Giroc, Dan Vârtosu.